Problemele din sistemul sanitar sunt multe și se pare că în viitorul apropiat nu se vor rezolva, lucru ce a făcut pe medici din toată țara să declanșeze numeroase forme de protest. Cadrele medicale nu se plâng de salariile raportate la anul 2009, ci de subfinanțarea sistemului sanitar. Aceștia trebuie să se descurce cu ce au la îndemână. Discuțiile cu reprezentanții Ministerului Sănătății și cel al Muncii nu au avut niciun rezultat. Păi nu s-au rezolvat prea multe lucruri, că după cum vede toată lumea, astăzi discuți cu o persoană, mâine persoana își dă demisia și atunci tot ce ai discutat înainte egal cu zero și trebuie să o luăm de la capăt. O să o luăm de la capăt, că avem forța asta. Momentan suntem în perioada de mobilizare și așteptăm să vedem să se lămurească cumva, să se limpezească apele la Ministerul Sănătății. Cu Ministrul Muncii suntem în discuții din momentul în care dânsul a fost numit și dânsul are o idee fixă și anume de a încerca să rezolve inechitățile de la baza grilei de salarizare. Noi încercăm să-i spunem că rezolvând doar inechitățile din bază nu vă face nimic altceva decât să le mute undeva la mijlocul grilei. Acolo nu ne înțelegem că iarăși intervine partea că nu-s bani. Cea mai mare doleanță a medicilor este legată de slaba finanțare a sistemului medical. Cadrele medicale cer guvernanților să aloce un procent mai mare din PIB sănătății. De asemenea și salariile inechitabile îi nemulțumesc pe medici. Îmbunătățirea condițiilor din spitale și acum de curând a apărut problema cu dezinfectanții care arată încă o dată această nevoie acută de schimbare în sistemul sanitar și la care nu renunțăm. Un alt aspect foarte important este că vrem să obținem plata gărzilor și a sporurilor la salariul actual, nu la salariul din 2009, o mare inechitate care ni se întâmplă și care nu știu de ce se perpetuează. În urma discuțiilor purtate între medici și reprezentanții Ministerilor Muncii și Sănătății, lucrurile au rămas exact ca la început și asta din pricina deselor schimbări de la vârful ministerelor. Întâlnirile ministrii cadre medicale au lăsat pe cei din urmă cu un gust amar, iar concluzia este cât se poate de clară. Nu știu, nu se vrea. Că n-am găsit o altă concluzie.